Voi dormi peste țară măruntă. Vecinii te vor umili. De noi vei tremura. Rămâi aici. Îți încredințez o armată. Și atunci vei cunoaște putere. Îți ofer 1.000.000 de taluri pentru a forma cea mai bună armată din Europa. De asemenea, 2 ducate în Silezia și titlul de nobețe. Și totuși, Mihal, nu vrei să te împaci cu noi? Nu. Voi merge până la capăt, oriunde ar fi acest capăt. Și vreau ca acest popor să știe din ce în ce mai mult ce vrea. Și să-și dea seama ce poate, căci îi lasă o înfăptuită moștenire. Țara românească, țara Transilvaniei și țara Moldovei. Pohta ce-am pohtit-o eu.